Bună ziua, dragi telespectatori! Astăzi suntem într-un cadru mai deosebit. Suntem la filiala Neamț a Academiei Oamenilor de Știință, alături de domnul președinte al filialei și secretarul științific al acesteia, alături de respectiv domnul profesor universitar dr. Gorgu Gheorghiță și domnul cercetător științific gradul 1 dr. Neculae Antohe. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit la noi! Am venit cu mare drag aici. Știu că de mult nu au mai venit televiziunile pe aici și s-au întâmplat multe de atunci. Dar să luăm cu începutul. Când și cum a luat naștere această Academie a Oamenilor de Știință? Academia Oamenilor de Știință s-a născut la inițiativa unui mare savant al României, profesor Grigore Antipa, care în 1934 semnala faptul că nu toate domeniile științifice din România sunt reprezentate în Academia Română. Pentru că Academia Română, ca orice academie, are un număr limitat de membri, atunci o serie de științe din țara noastră nu erau reprezentate la nivelul... Nu aveau reprezentanți în cadrul Academiei Române. Și s-au gândit să lărgească acest spectru de diriguire a activității științifice în România prin crearea unei alte instituții. Și în 1935, un număr de 26 de profesori, între care și 4 academicieni, au decis să se înființeze Academia de Științe din România, care a luat ființă și a căpătat statut juridic în 29 martie 1935. Deci avem o istorie foarte bogată. De peste 80 de ani. Foarte bogată. Câteva momente importante, nu doar eu să știu, ci și telespectatorii, câteva momente importante din istoria Academiei Oamenilor de Știință. Vă dați seama că nu toți membrii Academiei au primit cu brațele deschise crearea unei noi academii. Mulți au crezut că este o concurență, să-i spunem, cum zicem noi acum, neloială a Academiei Române și de aceea unii dintre ei au început să facă un pic de zarvă în jurul creierii acestei noi academii. Ba chiar unii dintre ei au luat inițiativa ca această academie să-și înceteze activitatea. Au deschis chiar un proces, numai că din nefericire n-au avut șanse de izbântă și academia a rămas cu acest statut. Până în primul ei președinte a fost un mare medic român, Constantin Angelescu, a fost primul președinte. Academia de Științe a ființat ca Academia de Științe până în Academia de Științe din România până în 1948, deci imediat după război, când au luat puterea intrat în mâinile regimului comunist. Academia de Știință a fost introdusă, deci, în cadrul Academiei Române. Cu acel prilej s-a făcut o selecție riguroasă a membrilor care au devenit academicieni, deci cu statut de academicieni, și restul au rămas pe din afară. În 1956, președintele Academiei Române de pe atunci, un mare cercetător pe care cred că știe majoritatea românilor și de astăzi, academicianul Traian Săvulescu, a simțit nevoia unei reprezentări a cercetării științifice în străinătate și a diriguirii societăților de științifice care s-au creat pe diverse domenii de către un forum științific. Și atunci, în 1956, s-a creat Asociația Oamenilor de Știință din România. Primul președinte al acestei asociații a fost chiar președintele Academiei Române, Traian Săvulescu. După el a stat cam 3 ani în fruntea acestei asociații, după care a urmat Anase Joza, iar un mare
un alt academician, el devenise între timp președintele Academiei, deci președintele Academiei Române era și președintele acestei Asociația Oamenilor de Știință din România, după care a preluat conducerea academicianul Nicolae Teodorescu, care a ținut peste 20 de ani conducerea Academiei până în 1994. În 1994, conducerea acestei Asociații Oamenilor de Știință a preluat-o o mare personalitate pe care am sărbătorit-o de curând, la împlinirea vârstei de 85 de ani, și o să vă arăt o carte dedicată acestei personalități cu ocazia acelui mare eveniment. Academicianul general în rezervă, profesor doctor Vasile Cândea, un mare cardiolog român, unul dintre cei care a lucrat cu dumneavoastră, sunteți tineri și nu știți, cu unul din frații Barnard, primii care au făcut transplant de inimă. În 1996, cu ocazia primului congres al Asociației Oamenilor de Știință, a luat hotărârea în cadrul congresului ca această asociație să se transforme din nou în Academie. Și cu acel prilej, asociația a devenit Academia Oamenilor de Știință din România. Acest domn profesor și general cu patru stele, Vasile Cândea, un om cu multă inițiativă și cu respectat, nu numai în lumea științifică, ci și de către politicienii români, a reușit ca în 2006 să schimbe statutul și regulamentul de funcționare a Academiei și să reorganizeze această Academie care să aibă statut de Academie, lucru care a fost realizat în 15 ianuarie 2007 prin legea numărul 38. Din acel moment, Academia, Asociația Oamenilor de Știință, este Academia Oamenilor de Știință din România, fapt acceptat și de către președinte, cu acordul președintele Academiei Române. Toți membrii acestei Academii a Oamenilor de Știință nu poartă titlul de academician, acesta purtându-l doar membrii titulari ai Academiei Române, nici măcar membrii de onoare și corespondenții. În cadrul acestei academii sunt, care numără în total 250 de membri, dintre care 150 de titulari și restul membrii corespondenți și de onoare. Academia are un număr de 13 secții pe diverse domenii de activitate. În fiecare an, în jurul datei înființării Academiei, deci în jurul datei de 29 martie, au loc adunări generale ale Academiei, unde se acordă, în primul rând, se prezintă activitatea din anul precedent a întregii Academii, inclusiv a filialelor, și unde se acordă premii ale acestei Academii, exact cum se întâmplă și la Academia Română. Ați vorbit despre istoria. Acum aș vrea să vă întreb de statutul actual al Academiei Oamenilor de Știință din România. Păi, tocmai vă spuneam în final că ea a intrat cu drepturi depline ca o... În 2006. În ianuarie 2007, prin acea lege 31, fiecare din acel moment s-au acordat și indemnizații pentru diversificate pe funcțiile de care v-am spus, titular, corespondent de onoare. Am pierdut la un moment dat pe vremea când era ministrul învățământului Funeriu. Mie îmi place mai degrabă să zic tovarășul Funeriu, care a refuzat să mai acorde filă de buget pentru Academia noastră. A fost un moment greu, depășit. Știți, în acea perioadă când s-au luat diverse drepturi. Da. Salarii, tăieri de salarii, de pensii, atunci am avut și noi mari probleme până în 2014, când am revenit
la statutul anterior. Adică statutul nu ne l-am pierdut, dar trebuia să ne autofinanțăm. Da. Efortul financiar, din păcate, Cred că a fost foarte mare. Nu, efortul financiar pentru aceste academii, că o să vă spun că pe lângă această academie sunt și academii de ramură. Academia de Științe Medicale, Academia de Științe Militare, Academia Tehnică și Academia de Științe Agricole și Silvice. Vedeți că nu toți oamenii de valoare din țara asta, care au făcut ceva pentru știința românească, pot să încapă în Academia Română. Da. Ori aceste academii de ramură au tocmai rolul de a suplimenta, suplimenta și de a acoperi toate, toate arele de cuprindere a cercetării românești. De mediere pentru Academia Mare. Exact. Se poate... Plus că Academia noastră se poate să promovăm din Academia Oamenilor. Din oricare din academiile astea. Din oricare din academie, în Academia... Mare, în mare, Academia da. Română. Noi zicem mare pentru că aceea e cea mai importantă. Academia noastră este un fel de punte de legătură între Academiile de Ramură și Academia Română. Știu că sunt doar 8 filiale în țară și ne bucurăm că avem și una și în străinătate. Aș dori să știu, și telespectatorii cred că ar dori să știe, unde sunt și unde găsesc filiale ale oamenilor, are Academia Oamenilor de Știință. Păi, în țară, la noi, suntem singura filială care nu este organizată într-un centru universitar. De ce? O să vă întrebați de ce. Cum te s-a putut acest lucru? Vreau să vă zic că înainte de această filială a fost croită în 1985 la inițiativa unui profesor de la Universitatea de Științe de Științe Medicale din Iași, UMF Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, care cunoștea foarte bine cercetarea științifică din zona Neamțului, cu vorba de profesorul Marțian Cotrău, un om cu totul special, fiind din acest sector, chiar dacă el era farmacist, chimist, avea relații în toate domeniile medicinii. Ori aici erau și o serie de medici și valoroși care aveau titlul de doctor în științe, cum era doctorul Costache Andone și doctorul Virgil Răzeșu. În același timp, la nivelul Comitetului Județean de Partid de pe vremuri, cea care organiza comitetul de organizare a acestui comitet era doamna doctor Jean Galău. Ei, profesorul Cotrău împreună cu cei doi doctori și cu directorul general de la Săvinești, doctorul Greoruș Gheorghe Țepeș, pe care probabil l-ați cunoscut, au avut această inițiativă și în 1985, în iunie 1985, s-a creat această filială. De ce s-a luat, ființă? Pentru că în județul Neamț erau o sumedenie de unități de cercetare în diverse domenii. Domeniul biologiei, geologiei, geografiei, chimiei, agriculturii, cu diverse ramuri ale agriculturii, mai erau chiar laboratoare de cercetare în cadrul unor unități economice. Și atunci erau o bază serioasă, erau foarte mulți doctori. Pe atunci, că am uitat să spun un lucru esențial, pe atunci trebuia să ai doar titlul de doctor ca să, ca să fii membru al acestei asociații, cum era pe atunci. În 2007, când s-a reorganizat și a căpătat statutul de Academie, Academia Oamenilor de Știință, s-a făcut o selecție riguroasă pe bază de criterii de vizibilitate științifică. Adică, cât în ce reviste publică, noi numai numărul de lucrări publicate, de cărți, ci și unde le publici și dacă acestea au citări, dacă sunt solicitate de specialiști în domeniu. Ei bine, și de atunci noi figurăm ființă. Primul director, primul președinte a fost director de la Săvinești, de care v-am spus, domnul Țepeș, după care la un an a preluat-o doctorul Costache Andone și a condus-o până în urmă cu 5 ani. Până lui a decedat anul trecut, Dumnezeu să-l odihnească,
și de atunci avem actuala conducere pe care o vedeți astăzi. În legătură cu celelalte filiale, sunt filiale în centrele mari universitate, universitare, București, Iași, Cluj, Timișoara. Există filială la Brașov, la Constanța, la Târgoviște și o filială la New York. Mă bucur să aud că avem și o filială în Statele Unite. Câteva cuvinte despre ea. Păi, n-aș putea să vă zic foarte multe despre filiala de la New York. Eu știu că are o activitate prodigioasă. Este o onoranță, ai o filială în străinătate și chiar în Statele Unite. Probabil că activitatea ei este bine cunoscută de către conducerea Academiei noastre, care acum este reprezentată de profesorul universitar dr. Badea. Iar Academia de la New York are o, dacă sunteți curios, puteți să vedeți activitatea ei, care are un site special și dacă deschideți site-ul Academiei Oamenilor de Știință, apare și site-urile unor filiale, între care și noi. Și noi avem site-ul nostru pe care ne prezentăm în fiecare an activitățile, acțiunile la care participăm, realizările, publicațiile, pe unde mergem, pe la ce congrese. Pe... Chiar aici vreau să ajungem. Ce înseamnă să fii academician, membru în Academia Oamenilor de Știință din România? În afară de o ținută impecabilă pe care vă da, acesta este cu mândrie. Costumele de protocol. Da. Așa. Ce înseamnă? Ce ar trebui să faceți? Unde mergeți? Pe ce domenii publicăm? Ce vreau să vă zic este că toate academiile sunt foruri de consacrare, în primul rând. Aici intră oamenii care au în spatele lor o activitate științifică prodigioasă, recunoscută de semeni și recunoscută și în străinătate. Deci nu doar pe plan național, ci pe plan național și internațional. Da, evident că organizăm și manifestări științifice internaționale, nu numai de nivel național. Activitatea, deci, spre deosebire de Academia Română, care a luat modelul sovietic după 1948 și are o sumedenie de institute de cercetare afiliate Academiei și care sunt bugetare, Academia noastră nu are o rețea de cercetare proprie, dar își permite să realizeze o serie de proiecte de cercetare din puținii bani care îi obține de la bugetul statului. Activitatea practică, activitatea Academiei, constă în activitatea membrilor ei, care publică anual cărți, tratate, participă la diverse manifestări științifice, organizează manifestări științifice de anvergură. Chiar în acest an, la București, Academia noastră a organizat la Palatul Parlamentului o acțiune de nivel extrem de ridicat pentru realizare. Deci încercăm să ne implicăm în problemele cu care se confruntă țara și în măsura în care factorii politici ne iau în serios și acceptă propunerile noastre, este foarte bine. Dacă nu, noi mergem înainte cu preocupările și cu ceea ce știm noi că avem de făcut. Deci, așa, noi nu realizăm o activitate științifică de genul celora de la instituțiile de cercetare, știți? Tocmai pentru că vă spuneam că suntem for de consacrare și nu for de cercetare științifică, dar îndrumăm activitatea științifică. Foarte mulți dintre membrii Academiei sunt conducători de doctorate și creează noi tineri specialiști în domeniile pe care ei le îmbrățișează. La sesiunile științifice organizate de noi sunt invitați și tineri cercetători din diverse domenii, doctoranți, pentru a lua contact cu, să-i spunem noi, cu știința mare. Am reușit să iau o carte de pe masă și chiar aș vrea să mai iau încă una, chiar dacă ies din cadru.
Am două cărți care m-au sărit în evidență. Una a domnului Antohe și una a domnului Gogu. Eu zic să o luați pe asta că e ultima. Eu am luat-o pe asta că mi se părea mult mai interesant. Da, destul de complexă, să zic. Două sunt complexe. Da, sună mult mai bine titlul. Sună, da, da. Da, sună foarte, nu știu, de domeniu... Ciudat, sună cam ciudat, nu? Science fiction-ului, da. Deci, moartea celulară programată și mecanismele ei. Asta este una. Și încă una, metode de identificare și dozare a unor principii active din plante medicinale. Deci, de domnului doctor. Da. Deci acoperim din partea pe partea de cercetare destul de mult din câte văd eu de la plante medicinale, deci vă implicați inclusiv în să zic în medicină până Păi să vă spun, puțin că nu v-am vorbit de structura. Deci noi suntem la filiala aceasta 10 membri, dintre care 5 titulari, un corespondent, un medu de onoare și 3 membri asociați. Preocupările lor sunt, avem 2 chimiști, 2 ingineri chimiști, 3 chimiști, cine e 3? Ionească, 3 chimiști, dar Ionească e inginer chimist, da, am zis inginer chimist. Deci 2 chimiști, 2 ingineri chimiști, un biolog și 2 medici. Alături de noi mai este poetul lui Adriana lui Gheorghe și da, doamna doctor Elena Florescu, care vedeți acolo pe capătul, are niște albume cu totul speciale, în fiecare an a scos descris ca albumele de artă. Da. Și unul din prezentăm da, ultimul dintre camere. Ele a luat premiul Academiei noastre chiar în acest an. Acum, în legătură cu cărțile, îl rog pe colegul meu să vă spună ceva despre acea carte. Văd aici foarte multe chestii care cred că trebuie să știi multă chimie ca să le să le putem înțelege și cred că ajută foarte mult de la profesorii până la institute de cercetare și mai departe destul de mult. Câteva cuvinte despre această carte. În primul rând, eu am lucrat în domeniu. Sunt chimist, am lucrat ca director de cercetare la Santa Borea. Și acolo se ocupa numai produse structuri chimice din plante. Și am căutat să fac o carte, sau să fac o carte de metode de analiză. În primul rând, deci, ne-am îmbogățit foarte mult noi acolo dotarea, deci cu aparatură ultra-performantă. Și atunci am căutat să scriu deci, metode de analiză care îți pot să le transport pe acele aparate. Cât de mult contează tehnologia, aparatura, în aparatura contează foarte mult, contează aparatura, dar și metoda de analiză contează foarte mult. În primul rând, acum sunt aparate foarte performante. De exemplu, îți dă concentrația direct, îți dă concentrația de metale direct în soluție, îți dă concentrația și structurile direct din plantă. Deci, cum e spectroscopia FTIR, cum e spectromatografia, cum s-a spus IRI, cum e chiacromatografia, fabrica gătoasă, care dă structuri, are compoziții uleiilor moratorii. Asta, deci, analiza ar fi primul pas, de exemplu, în crearea unei creme, un... Păi primul pas, deci fără acest metod de analiză, nu poți face. Păi trebuie să știi ce introduci. După aceea te apuci de lucru. Deci nu se poate fără. Analizat înainte și după ce ai făcut produsul într-o plantă, de condiționat, deci îi pui din nou și îl analizezi.
Pentru că altfel te trezești cu un compus așa care spune așa, cum e alimentat, de exemplu, spui un aditiv așa și când îl analizezi, vezi că are o concentrație mai mare de substanță toxică sau mai puțin de substanță activă. Deci, fără acest pas, nu se poate. Nu, fără pas. Deci, analiza calitativă, cantitativă, este aia care dă progresul științific, sau dă calitatea unui produs. Putem să facem așa o comparație, să zic, tehnologia complementează partea umană sau invers? Am ajuns în stadiul în care tehnologia face destul de multe, lucruri singure și factorul uman complementează. În primul rând, tehnologia o face om. Factorul uman e determinat și rămâne determinat. Deci om o face. Nu tehnologia nu conduce pe mine. Eu conduc tehnologia. Deci eu văd unde e fixibil. Dacă este pot să intervin. Nu? Tehnologia vine asupra. Pentru că recent discutam cu un grup de tineri și au zis, da, pentru ce să mai învăț chimie, de ce să mai învăț fizică? Că acum două clicuri pe internet și am rezolvat. Sunt... Înseamnă că devine un robot, nu mai ești. De asta am întrebat. Cât de mult contează efectiv? Vă spun o treabă. Internet nu te învață. El îți dă niște indicații. Eu am avut un proiect care mi s-a părut foarte simplu. Foarte, foarte simplu s-a părut. Și am luat o metodă de analiză de pe internet. Deci vă spun că am lucrat la ea, am pus-o la punct 6 luni de zile. Deci nu era nici măcar... Reactivii nu erau aceiași. Eu eram pus în loc de hidroxid de sodiu, era din potasiu, era pus în loc de o condiție de temperatură, era altă temperatură. Deci, efectiv, am lucrat 6 luni de punere la punct a metodei. Chiar am publicat și o lucrare cu această metodă de analiză, ca să-i contrazic pe aia care o elaborat-o, pentru că nu era adevărată. Atunci am făcut și un aparat care am dedus, de exemplu, era o condiție de tipul strigat să pun o hidroliză care dura 28 de ore. Și așa mi se dispuneam acum și nu trebuia să pun totul mai mâine. Să o analiză. Se făceau niște tuburi de sticlă care putea să expandeze. Deci am făcut un aparat foarte, foarte, foarte frumos din inox, tot se poate dicta și am redus metoda de analiză de la 28 de ore, am redus-o la 2 ore, pentru că am spus, domne, viteza de hidroliză crește cu temperatura, crește cu presiunea și atunci am creat posibilitatea efectivă ca să pot să fac niște condiții. Și vă spun că internetul nu te învață tot. Găsești multe. Dar trebuie să știi să facem o selecție. Deci faci o selecție și nu dă tot mur în mură, dă tot exact. Altfel, vorba aceea, n-ai mai lucrat. Un proiect care vă este foarte drag dumneavoastră, la care ați lucrat de-a lungul timpului, care vă este cel mai drag proiect? Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult, deci am făcut mai multe proiecte, dar am lucrat cu acid galic, galutalinus, așa, un care extrageam niște compuși chimici care se cheamă polifenol și se utilizau în tratarea parodontozei. Și am realizat și produsele și omologat și tot asta. Iar în timpul meu cât am făcut așa, și eu lucram la Institutul de Cercetări Sătinești. Prin 80,
se deduceau toate importurile de materii prime. Atunci au venit, m-a chemat, ministrul, să găsim ceva mai înlocuitor. Bun, am format o echipă. Eu eram sintezist, deci legam moleculele, făceam produsul. O doamnă, care de două ori a descendat, și trebuia să fie fost și ea membru a Academiei noastre. Deci Felicia Sândier o analizat și încă o doamnă care este tot doctor în chimie, deci o aplicat industrial. Și într-o lună de zi am putut să pornesc o fabrică, să reduc importul pentru toată fabrica Melana, pentru 5 fabrici Melana. Asta este o mare realizare. Deci, Academia Oamenilor de Știință, nu doar... Eram membru asociației de știință. Dar vorbim la modul general de Academie. Nu se implică doar în proiecte micute, ci pur și simplu ajută România în cazul în care este nevoie. Numai că la noi, numai ce a fost. Vedeți noastră cum e cu industria. Mă rog, nu se puteau menține nici mamuții aceia industrial, pentru că s-a prăbușit piața și nu aveau cui vinde produsele, dar nici jaful care a fost nu trebuia să aibă loc. Nu, eu din 5 melani trebuia măcar din 5 probleme, una trebuia să rămână, dar putea să rămână, pentru că produsul nu stătea deloc, deloc în magazin, se vindea extraordinar. Mai am o carte în față, organismele modificate genetic și implicațiile lor. Asta e un domeniu al ingineriei genetice, e un domeniu prin care omul se joacă de-a Dumnezeu. Așa încât cu ajutorul unor tehnologii de vârf, din domeniul biologiei și geneticii moleculare, se poate interveni asupra eredității unor organisme și crea organisme noi. Această carte, vedeți că e mare tevatură, legată de o serie de alimente care au în componență organisme, adică plante modificate genetic. Eu am vrut să fac din această carte o sinteză pe care să o pun numai la dispoziția specialiștilor în domeniu, care vor să o înțeleagă mai bine, ci și a unor oameni obișnuiți, chiar și elevi pot înțelege despre ce e vorba, care sunt implicațiile acestui domeniu de vârf al biologiei. Personal, eu nu mă tem de organismele modificate genetic, decât de microorganismele modificate genetic, pentru că acelea, dacă scăpate în mediu, pot aduce consecințe dezastruoase asupra mediului, asupra sănătății planetei și a omului. Dacă ne vorba de plante modificate genetic, nu m-aș feri să mănânc orice produs care aici vreau să ajungem. De recent discutam cu soția mea și a zis că nu vrea făină din comerț pentru că este din grâu modificat genetic. Nu e nicio problemă. Deci aceste modificări care se fac la plante au ca obiectiv creșterea productivității lor. Adică să fie mai multe boabe pe spic? Și asta, calitatea boabelor, dacă e vorba de boabe, și scutește foarte multe plante modificate genetic, scutește mediul de impactul cu îngrășăminte minerale sau cu pesticide. Și vă dați seama, pentru că asupra mediului impactul este mai mic. Adică o plantă modificată genetic... Care rezistă la anumiți factori, cum ar fi secetă, inundare, boli, dăunători. La boli vreau să ajung? Da. Nu este nevoie să... Nu mai e nevoie să o tratez cu pesticide. Cu tot felul de chimicare. Și eu spun în cartea asta, printre altele, faptul că n-aș vrea să intrăm în detalii, spun printre altele că nu ar trebui să ne ferim atât de tare de aceste tehnologii, pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă ne gândim la ce a însemnat energia nucleară pentru om,
câte satisfacții ne-a creat, dar și coșmar prin bombele nucleare. Deși știți ce consecințe au avut și au unele experiențe cu, cu arme nucleare, inclusiv accidentele nucleare de la unele centrale atomoelectrice, omul nu poate să renunțe la acest, la această cucerire. Așa se întâmplă și cu tehnologiile astea în domeniul biologiei moleculare. Nu o să renunțăm, pentru că omul are atâta minte încât să nu își facă, să nu își dea foc la casă, cum să-și taie singur creanga de sub picioare. Deci avem această, eu am încredere în capacitatea omului de a stopa o serie de experiențe periculoase pentru ceea ce vă spuneam, sănătatea omului și a planetei. Pur și simplu ar trebui să avem noi grijă ca și oameni să le triem. Dar, nu să, ce este dar nici să ne speriem când au auzit de un, de, știu eu, grâu modificat genetic sau soia modificată genetică, ne speriem degeaba. Vă dai și certificate de inventator. Da, domnul doctor, e mare inventator. Nu, eu... Nu, deci am mult mai multe invenții. Am peste 40. Am aplicații industriale. Din felea cu avivajă, de tot ce se tot cu avivajă, deci toate funcționalitate de USIM și aplicații industriale. Mie mi-a plăcut să umblu și la deșeuri foarte mult. Era din fabrica Melana, rezultat un adeotrop de carbonat de etilenă, cu etilen de corp. Și care se dădea la las. Atunci m-am gândit, pentru ce ar fi să transform adeotropul ăsta în etilen de corp, iar acest să fac antigel la mașină. Și am făcut o instalație de hidroliză și cu colegii de la Melana, de sânge, erau pus și ei acolo, deci împreună am lucrat. Eu am făcut cercetare, eu am aplicat-o. Deci am reușit să fac o fabricuță și producea câteva sute de tone de antigel pentru mașină. Din deșeuri am venit. Din deșeuri. Din deșeuri se ardeau. Mi-a plăcut așa să... Văd aici foarte multe sesiuni, invitații, program de la sesiuni științifice. Cât de des participați păi, și noi, unde ați fost anul acesta, de exemplu? Sau unde v-am pregătit să mergeți? Da, da. Noi în fiecare an organizăm sesiuni științifice proprie ale filialei. Una în primăvara, care o realizăm împreună cu stațiunea de cercetări agricole de la Secuie, stațiune care alaltă era împlinit 55 de ani de activitate. Și am fost onorați să participăm la această sesiune științifică, iar o altă sesiune, sub generic cu acesta știință, cunoaștere, creativitate, organizăm în timpul toamnei. În același timp, participăm la sesiunile organizate de Academia, la sediul de la București al Academiei, sau la, în filialele din țară. Celelalte 7 filiale. În toamna anului trecut, am fost... ne-a venit rândul, cum s-ar spune, să organizăm sesiunea de toamnă a Academiei Oamenilor de Știință, pe care am organizat-o la Durău și care s-a bucurat de un succes imens și de aprecieri unanime, pentru că e și un cadru natural cu totul special, iar noi am găsit soluții ca participanții să se simtă bine și să aibă și prilejul să afle informații diverse de la colegii care au participat. În același timp, fiecare dintre noi, că vedeți că suntem mulți, participăm anual la 10 de alte sesiuni științifice în domeniul medicinii, cum este domnul doctor Răzeșu, în domeniul chimiei, că sunt sesiuni, conferințe, congrese și sesiuni științifice organizate în țară și în străinătate în fiecare an, în domeniul agricol, în domeniul economic, cum este doamna doctor Gianna Lău,
Deci, anual participăm la 10, în total la 10 de astfel de reuniuni științifice. În fiecare an publicăm în reviste de prestigiu rezultatele cercetărilor personale sau referate de anvergură sau o serie de gând, cum să spun eu, după o experiență pe care ne-o dă vârsta, facem o serie de referate de anvergură pe domenii, pe tematici foarte largi actuale din domeniul cercetării, în domenii pe care îl îmbrățișăm. Ce să... avem în cadrul Academiei, vă spuneam că sunt 13 secții, fiecare secție are revista ei și vă arătam la început două dintre aceste reviste, cea de biologie și cea de filozofie, sunt analele Academiei Oamenilor de Științe. Ea e tradusă în engleză Academy of Romanian Scientists și câte două, unele secțiuni au două volume pe an, dar avem și secțiuni care au patru volume pe an și se încearcă unele deja dintre analele astea, dintre secțiuni, au primit cotare ICI. Știți, așa, cele mai bune reviste sunt astea care sunt cotate. Este și aici un sistem de monitorizare a științei pe reviste de diverse tipuri. La metru faci cu ergonomia foarte mult. Da, doamna. Așa, doamne, care a creat... E o realizare cu totul. Este o realizare la nivel național. Deci, până acum nu pot așa ceva. Doamna s-a ocupat mult de studiul... Este o economistă foarte bună și... Și ergonomistă. Foarte bună. Proiecte viitoare. Păi... noi ne gândim că, având în vedere experiența membrilor acestei filiale, care toți sunt niște oameni corți, cu mult scaun la cap și care îmbrățișează diverse domenii, am putea să ne constituim aici, la nivelul orașului, într-un soi de sfat al înțelepților. Acest sfat al înțelepților a funcționat cândva și șeful acestui organism era chiar doctorul Costache Andoni, din motive care mie îmi scapă. Asta funcționa înainte de Revoluție. După Revoluție, cum s-au prăbușit toate, s-au prăbușit și unele inițiative frumoase. Și aș gândi această, să zic, această instituție, adică, așa o putem numi, pentru toți cei care în domeniul nostru de activitate au o serie de întrebări și vor o serie de păreri, opinii ale noastre în domeniile care cred că aici am putea fi de mare folos și zonei în care ne aflăm. În rest, proiectele noastre este să ne menținem ștacheta, să fim, că noi suntem una din filialele foarte active ale Academiei Oamenilor de Științe, deși suntem puțini numeric, cei mai mulți fiind la București, evident, dar și în celelalte filiale sunt, în general, mai mulți membri decât avem noi, deci suntem una din filialele mai mici ale Academiei, tocmai din cauza că nu suntem pe teritoriul, nu avem pe teritoriul universitate și e mai greu să racolezi oameni de înaltă valoare pe care să-i introduci în această Academie. Încercăm să organizăm și alte manifestări științifice, să fim receptivi la tot ce se întâmplă în jurul nostru și să venim cu priceperea noastră atâta cât avem, dar vă dați seama, dacă nu suntem întrebați, nici noi nu putem răspunde. Deci, trebuie să fie și dorința de a veni întâmpinarea noastră. Eu sunt convins că foarte mulți din zonă nu știu de existența acestei filiale. Chiar aici vreau să ajung. De exemplu, o companie mică, privată, care ar avea nevoie de un sprijin și mă refer aici din punct de vedere științific, poate apela la dumneavoastră. Oricând poate să apeleze, numai să fim în măsură
să fim pe domeniul respectiv și să o companie, cum scrie aici în într-o carte, de modificări genetice, de exemplu, vor să facă... Nu o să întâmplă la noi treaba asta. Am dat un exemplu, dar ca idee generală. Se evident poate. Că se poate, putem să dăm sfaturi și nu numai unor companii mai mici, probabil că cele mari au specialiștii lor. Da. În general, companiile își fac sectorul lor de cercetare și nu apelează la alții, dar sunt oameni mai tineri, întreprinzători, știu, care ar putea să vină, să ne întrebe, pentru că e ce păcat. Ce părere aveți? Da, da. Cum aș putea face? Cum aș putea să fac? Sau unde mă aflu? Da. Sau, da, exact. Da. Da. Și relații foarte multe prin colegii noștri. Sau dacă au întâmplat... Sau putem să-l trimitem la cel mai bun specialist care domeniul cunoște. Exact. Da. Adică oricine poate să apeleze la, la ajutorul dumneavoastră și sunteți foarte deschiși, văd, din punctul ăsta de vedere. Pentru zona noastră e foarte onorant să ai o, o academie, o filială a unei academii pe teritoriu. Este un lucru grozav. Ne apropiem ușor, ușor de, de final. Un subiect care de, de obicei nu-mi place să-l deschid, că nu găsesc un răspuns pe placul meu. Ce sprijin aveți din partea autorităților? Și mă refer la autoritățile locale, în principiu, și de la centru, bineînțeles. Eu zic că, de la centru nu se pune problema. E receptivitate mare când e vorba de nevoi. Nici și noi suntem modești, nu încercăm să forțăm nota, pentru că știm în ce ape ne scăldăm și de câți bani dispunem la această academie și nu putem să cerem mai mult decât putem obține. Dar la nivelul academiei relațiile sunt excelente și chiar suntem bine cotați în cadrul academiei, apreciați, cum zic. La nivelul local, eu aș ține să mulțumesc tuturor primarilor din 1985 și până astăzi, care au avut bunăvoința să ne ofere un spațiu, chiar dacă el este mic, contează foarte mult, avem un spațiu unde ne putem întâlni și eventual, nu numai între noi, ci și cu cei care vor să ne viziteze. Asta e un mare ajutor. De fiecare dată, noi când organizăm manifestări de anvergură, invităm autoritățile locale. S-a întâmplat ca la unele să avem prezențe din partea domnilor lor, la altele nu. Noi înțelegem că sunt politica la noi se mănâncă pe pâine zilnic și au agenda probleme, au probleme destule, au agenda încărcată și nu pot răspunde la toate. Dar încercăm și uitați și cu acest prilej facem apel inclusiv la autorități să ne pună în valoare mai mult decât până acum, că putem face mai multe decât am făcut. Să nu fim considerați ca un soi de, știu, de oameni de neatins. Din potrivă, sunt oameni, suntem oameni obișnuiți și aplecați către societate și către problemele ei. Tocmai aici vreau să ajungem, dacă ați zis că nu sunteți de, de neatins, unde vă găsește oricine are nevoie de dumneavoastră? De exemplu, pe internet? Pe internet avem un site, da, al nostru, din 2012, funcțional. Ne poate găsi la acest sediu și ne poate contacta telefonic, pentru că pe site găsește date despre fiecare despre noi, inclusiv CV-uri. Am ajuns la finalul emisiunii, așa că am să vă rog să adresați un mesaj telespectatorilor. Voi începe cu domnul președinte al, al filialei COU Gheorghiță. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru această vizită și să sperăm că o să ne mai revedem. Iubesc foarte mult oamenii cu ce au bun și ce au rău, că de aia sunt oameni, nu putem să fim Dumnezei, ce suntem oameni cu păcate și cu virtuți, trebuie să speculăm de la fiecare ce are mai bun. Salut toți concetățenii noștri din acest oraș, iubesc foarte mult orașul și doresc prosperitate orașului, prosperitate tuturor orășenilor petreni nemțeni,
sănătate și un viitor mai sigur și mai bun. Sper ca lucrurile în România să evolueze într-o direcție mai bună decât a fost până acum și ca toți oamenii să trăiască într-un mod demn și nu să fie încovoiați de probleme sau de problemele care le creează alții. Acum, în încheiere, de fiecare dată, deși nu v-am zis la începutul emisiunii și nici când am stabilit această întâlnire, eu lansez o provocare pentru fiecare invitat. Așa că provocarea pentru dumneavoastră, puteți accepta sau nu, este ca la următorul eveniment organizat de dumneavoastră să ne invitați și să ne prezentați la un nivel maxim, la un nivel mare. Cu mare drag o să o facem. E bine că acum știm despre interesul dumneavoastră și așa pentru noi și onoare și... Acolo, la Duro era extraordinar. Da, din păcate n-a venit mai nimic. Anul acesta? Anul acesta o să avem, pentru toamnă. Probabil pentru toamnă, manifestare științifică, la care o să vă invităm cu siguranță. Eu vă mulțumesc foarte mult că ne-ați venit acasă, cum îmi place mie să zic, și ne vom revedea în curând, sper, cu mai multe realizări și cu mai multe vești bune, să zicem. Să dea Domnul așa să fie, să ne vedem cât mai des și cu sănătate, în primul rând, și cu realizări cât mai frumoase. Acesta a fost interviul de săptămâna aceasta. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem săptămâna viitoare cu un alt interviu al săptămânii.